ANM a emis în această dimineață o atenționare cod galben de vânt puternic pentru zona litoralului românesc. În sudul litoralului a fost arborat steagul roșu și nimeni nu are voie să intre în apă. Colega mea, Georgia Pietreanu, este în studioul Focus 14. Georgia, spune-ne ce înseamnă această avertizare, da, de vânt puternic. Bună ziua, Livia, bun găsit tuturor. Ei bine, bate vântul cu putere, sunt rafale pe litoral de peste 70 de kilometri pe oră, iar în zona Dobrogei 55-65 de kilometri pe oră. Cum spunea și colegul nostru mai devreme, vântul bate cu putere, iar curenții la fundul apei sunt destul de puternici, așa că cine s-ar avânta în această perioadă în apă este posibil, își riscă viața, de fapt. O face cu prețul propriei vieți și am văzut ce tragedii s-au întâmplat în ultimele 24 de ore. Codul galben este valabil până în seara aceasta la ora 8, iar meteorologii spun că în funcție de evoluția vremii s-ar putea să fie prelungit, pentru că și mâine sunt anunțate intensificări ale vântului în sud-estul țării. Nu la fel de mare ca și astăzi, în jur de 45-55 de kilometri pe oră. Vântul acesta vine și cu temperaturi mai scăzute? Temperaturile au scăzut astăzi cam în cea mai mare parte al țării, sunt puțin mai scăzute decât ar fi normal, însă de mâine meteorologii ne spun că vremea se încălzește, de fapt devine călduroasă în toată țara, iar de joi o să avem iar caniculă în sudul și sud-estul țării, 35, maxime 36 de grade, asta cam până sâmbătă inclusiv. De cealaltă parte avem și vreme instabilă, pentru că nordul, vestul, centrul și muntele, acolo vor fi averse și torențiale, de fapt, aversele sunt torențiale, am făcut intensificări ale vântului din nou la munte și cantități de apă mai însemnate, de 15-25 de litri pe metru pătrat. Bate vântul pe litoral în momentul de față, pentru cei care sunt în vacanță la munte, acolo vântul e liniștit, temperaturile sunt plăcute. Bate vântul și la munte, nu doar pe litoral. Sunt acolo intensificări, mai ales în zona Carpaților meridionali. A plouat, sunt averse, la fel, ploi de scurtă durată cu descărcări electrice și intensificări, cum am spus mai devreme, de scurtă durată ale vântului. La fel vor fi și în zilele următoare. Vremea va fi în general frumoasă, pentru că de mâine, cum spuneam, se încălzește în toată țara, va fi chiar caniculă la noi în sudul și în sud-estul țării, iar la mare, ca să revin iar la mare, temperaturi de 30-31 de grade, așadar se încălzește și la mare și să sperăm că mâine vântul nu o să mai fie atât de puternic și oamenii care sunt acolo și își doresc să intre în apă să o poată face. S-a mai încălzit apa mării? Apa mării are în jur de 21-23 de grade, nu la fel de rece ca zilele trecute, s-a mai încălzit puțin, însă nu cu foarte multe grade. A plouat și în capitală de dimineață, nu ne așteptam, a fost o ploaie ciudată, continuă așa să fie toată ziua și în zilele următoare în București sau ne așteptăm tot la vreme călduroasă și caniculară, cum ai spus? Caniculă o să fie și în București, începând de joi, avem temperatură la fel de 35-36 de grade, nu mai sunt anunțate ploi zilele următoare. În schimb, disconfortul termic o să fie ridicat, așa că iar o să simțim acea căldură sufocantă de care credeam că am scăpat zilele trecute. Iată că n-am scăpat. Georgia, îți mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Prezență.